Polițiștii Biroului pentru Protecția Fondului Forestier Hunedoara, cu sprijinul reprezentanților Gărzii Forestiere Timișoara, au efectuat zilele trecute o serie de verificări la depozitele de materiale NOS deținute de mai mulți agenți economici din Deva și din comuna Șoimuș. Controlul s-a soldat cu amenzi usturătoare și confiscarea mărfii neînregistrate în documentele financiare. În cadrul acțiunii, polițiștii au stabilit că reprezentanții unei societăți economice, depozit de materiale lemnoase, nu au respectat prevederile legale privind modul de gestionare și depozitare a materialului lemnos, fiind constatat un volum de aproape 1,6 metri cubi cherestele rășinoase, care nu s-a regăsit faptic în depozitul societății. În cauză, față de operatorul economic, a fost luată măsura sancționării contravenționale cu amendă în valoare de 5.000 de lei și a fost dispusă măsura complementară de confiscare valorică a volumului de 1,57 metri cubi cherestele rășinoase, a informat IPJ Hunedoara. Măsuri similare au fost luate și față de alt agent economic descoperit cu nereguli. Amendă de 5.000 de lei și confiscarea 1,8 metri cub de grinzi demolit, cherestelele de rășinoase nefiind înregistrate în contabilitatea depozitului.